sunt prezenți un număr de 12 consilieri, dintre care domnul Milon, Milon Costel are cere de voire. Bine. Vă dau cuvântul domnului primar pentru acest ordine de zi. Doamnelor și domnilor consilieri, dați-mi voie să vă prezint dispoziția numărul 123 din 22.07.2022 privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al Comunei Dulsănești de sub Bacău în data de 29 iulie 2022, orele 13, la sediul Primăriei Comunei Dulsănești, având următorul proiect al ordinei de zi. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea construirii cu drept de uz și servitute de către SC Delgaz Gridiesa asupra suprafeței de 1 metru pătrat, parte din domeniul public situată în satul Bătești, comuna Bâsănești, județul Bacău. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al comunei Bâsănești. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuției bugetare la sfârșitul trimestrului al doilea, anul 2022. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii cu unui contract de asistență juridică în valoare de 2000 de lei pentru reprezentarea intereselor UAT Bârsănești în proces cu SC Geaflor Presele pentru obligarea acestuia la constituirea garanției de bună execuție. Punctul numărul 5. Raportare privind stadiul realizării obiectivelor de investiții propuse și aprobate de Consiliul Local pentru semestrul 1 al anului 2022. Punctul numărul 6. Aducerea la cunoștință adresei numărul 3775 din 4-7-2022, transmisă de către UAT Bârsănești de Asociația Județeană de Fotbal Bacău. Punctul numărul 7. Diverse. Articolul 2. Prevederile prezente dispoziții vor fi aduse de către Secretarul General al Comunei și vor fi aduse la cunoștință publică prin afișare. Mulțumesc! Dacă sunt discuții referitoare la ordine de zi, spunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Înainte de a trece la punctul 1, supunem la vot procesul verbal din data de 30 iunie 2022. Dacă sunt discuții, da, aici s-a discutat despre cotizația ADIB, nu? Așa. Deci vreau să vă spun că în 8-a 4-a 2008 am mai avut o hotărâre din asta cu finalizare în 2021. Cu puțurile, cu achiziționarea de terenuri și așa. Acum, în 2022, s-a reînnoit din nou alt contract sub altă formă, Valea Uzului. Bun. Cotizația asta, văd că scrie aici așa, undeva că trebuie să, la investiția noastră, se încadrează undeva la 6 milioane de euro, nu? Da. Ei, ei n-au făcut nicio investiție până la ora actuală. Și am putea să plătim exact 1000 de lei cotizația. Dacă au făcut investiții pe raza comunii, n-au decât să conteste. Asta vreau să-l contest în instanță. Chestia asta. Deci n-au făcut nicio investiție. Pur și simplu n-au nicio investiție făcută. Și aici spun destul de clar. Unde nu sunt investiții, taxa trebuie să fie de 1000 de lei. Ei să arată investiția unde au făcută. Investiția este făcută. Unde e făcută, domnul? UAT Bârsănești a cumpărat puțurile unde urma să facă inițial primele forări, iar ulterior a cumpărat terenul pe care va fi amplasat, depozitul de apă și stația de clorinare. Deci investiția inițială este făcută. Domnul vicepreședinte, investiția e făcută din bugetul local, nu e făcută din aparte din organizației ADIB. Cum adică organizația ADIB? Păi da, dar astea, investiția asta, dacă tot spuneți că s-a făcut în proiectul care era în derulare din 2008 și până în 2021. Corect sau nu? Și care este în continuare, că s-a prelungit. Dar normal în 2021, trebuia să fie apa la poartă, nu? Ăsta nu face obiectul discuției ședinței de astăzi. Nu face obiectul, este clar. Puteți să mergeți unde doriți să faceți orice fel de contestație. Da. Sunteți liberi să faceți, nu vă oprește nimeni. Aveți liber dumneavoastră. Supunem la vot procesul verbal. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Eu am consemnat exact ce s-a discutat. Deci procesul verbal, cu ce-i de vină că s-a discutat ceea ce s-a discutat?
Înainte de a da... Eu nu pot deja participa și nu... Deci vă abțineți? Vă abțin, da. A. Da. Înainte de a da cuvântul domnului primar pentru a citi punctul 1, vă rog să vorbiți pe rând, când sunt discuții civilizat. Domnul primar, vă spun. Proiect de hotărâre privind aprobarea construirii unui drept de uz și servitute de către SC Delgaz Grid SA asupra suprafeței de 1 metru pătrat, parte din domeniul public situată în satul Bălătești, comuna Bârsănești-Sulbacău, pentru montarea unui stâlp de joasă tensiune. Primarul comunei Bârsănești hotărăște. Articolul 1. Se aprobă construirea dreptului de uz și servitute către SC Delgaz Grid SA asupra suprafeței de 1 metru pătrat, parte din domeniul public situat în satul Brădești, comuna Bârsănești-Sulbacău, pentru montarea unui stâlp de beton de tip SE 10 de joasă tensiune, lucrare necesară pentru îmbunătățirea calității energiei electrice în zonă. Articolul 2. Exercitarea dreptului de uz și servitute asupra terenului afectat de capacitățile energetice se realizează cu titlu gratuit pe toată durata existenței acestora. Articolul 3. Cu aducerea îndeplinirii a prevederilor prezente hotărâri se desemnează primarul comunei Bârsănești prin compartimentul tehnic, urbanist și amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate. Articolul 4. Prezenta hotărârii va fi comunicată primarul comunei, compartimentul tehnic, urbanist, amenajarea teritoriului, SC Delgaz Grid SA, Târgu Mureș, filiala Bacău, prefectul județul Bacău și va fi publicată prin acordare conform prevederilor legale. Discuții? Eu vreau să zic ceva. După cum știți, la o ședință anterioară am avut o discuție referitoare la satul Brătești. Și v-am spus că am fost împreună cu domnul primar, la reprezentanții Delgaz Grid, care se ocupă de partea de rețele și ne-au comunicat că Brăteștiul se află într-un plan de investiție pe care EON-ul îl are vis-a-vis de locatarea respectivă și au fost la fața locului de mai multe ori, iar ca o măsură intermediară, până când se va finaliza proiectul de investiții pe fonduri europene pentru modernizarea acelui tronson, acelui tronson de sat, care are o tensiune foarte slabă, s-a recurs la o metodă ad hoc, să zic așa, pentru a rezolva problema tensiunii, făcându-se o secționare pe unul din PT-uri, făcându-se practic descărcarea celui care era supraîncărcat și reîncărcarea unuia care era mai puțin încărcat. Pentru asta ei au avut nevoie de sprijinul nostru, adică să le punem la dispoziție un metru pătrat de pământ pe care să amplaseze un stâlp ca să poată face secțiunea tronsonului despre care este vorba. Supunem la punctul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Trecem la punctul 2. Domnul proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Bârsănești pentru anul 2022. Primarul Comunei Bârsănești hotărăște. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Bârsănești pentru anul 2022, conform anexei 1 și anexei 1A, care face parte integrantă în prezenta hotărâre. La capitolul 5102-200130, autorități executive, alte bunuri și servicii, întreținere și funcționare, buget anterior 386.050 de lei, diminuăm cu 20.000, rămâne buget rectificat 366.050 de lei. La capitolul 5102-200530, autorități executive și alte obiecte de inventar. Buget anterior 35.000, diminuăm cu 5.000 de lei, rămâne 30.000 buget rectificat. La capitolul 5102-710130, autorități executive și alte active fixe. Buget anterior am avut 0, adăugăm 25.000, buget rectificat 25.000. La capitolul 6705-0271-0101, cultură, recreere, religie și sport, buget anterior am avut 0, adăugăm 480.000, buget rectificat 480.000. Articolul 2. Prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul comunei prin compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului și va fi comunicată primarului, Consiliul Județean Bacău, Administrația Județene Finanțelor Publice Bacău, Trezorerie Onești, Prefectul Județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică prin grijă secretarul general al comunei conform dispozițiilor legale. Mulțumesc! Dacă sunt discuții referitoare la punctul 2, domnul Bietcu. Am văzut acolo la acea chestiune a stației, două, nu? Da. Cam scumpi, la 100 de milioane vechi stație. Asta e observația, părerea mea. La 100 de milioane lei vechi o stație.
puteți să vă uitați și dumneavoastră și site-urile astea sunt prețurile, nu? Da. Atât. Da, legătură cu stațiile, eu n-am nimic, că prețul asta este. Am înțeles că la unii le-a fost 120, aici 100. Ne-am notat noi și n-am mai... Problema este, mă deranjează faptul că întâi achiziționați și după aia veniți cu hotărâri în Consiliul Local că, domnule, hai că trebuie să cumpărăm stații. Și trebuie să luăm... Păi, e a doua oară chestia asta. Au fost odată cu fosa și cu sistemul de paratransnet, care tot așa s-a achiziționat întâi. Da, Claudiu, de ce râzi? Așa nu a fost mai grosul. Dacă nu a fost mâinile noastre, îmi pare foarte rău. Dacă veți căuta unde de zici și anterioare, veți vedea că am avut HCR pentru aprobarea achiziției celor două stații, iar achiziționarea puteți verifica așa cum verificați de fiecare dată, în SIAP și vedeți că achiziția este după data HCR-ului. Păi și stația, și stația când s-a achiziționat? După momentul HCR-ului. Punct. Mai discută, mai bine și cu HCR-ul. Verificați, nu vă oprește. Aveți libertate de plin. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Eu o să dau citire la referatul de motivare în sprijinul proiect de hotărâre pentru aprobarea execuției bugetare la sfârșitul trimestrului al doilea anului 2020, Comunii Bârsănești, județul Bacău. Doamnelor și domnilor consilieri, exercițiul bugetar al trimestrului al doilea anului 2022 se încheie la 30 iunie 2022, astfel, la partea de venituri cu suma de 4.520.165,22 de lei și la partea de cheltuieli cu suma de 2.923.157,02 lei. Urmare celor prezentate, mai sus, vă rog să aprobați conturile de execuție ale bugetului local la finalul trimestrului al doilea al anului 2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la sfârșitul trimestrului al doilea al anului 2022 a Comunei Bârsănești, Bacău. Primarul Comunei Bârsănești propune articolul 1. Se aprobă contul de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Bârsănești la sfârșitul trimestrului al doilea al anului 2022, conform anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2. Prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul Comunei prin compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului specialitate al primarului și va fi comunicată primarului, Consiliul Județean Bacău, Administrației de Ținerea Finanțelor Publice Bacău, Trezorerie Onești și Prefectul Județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică prin grijirea Secretarului General al Comunei conform dispozițiilor legale. Discuții? Punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică în valoare de 2000 de lei pentru reprezentarea intereselor UAT Bârsănești în proces cu SCG Aflor Pres SRL pentru obligarea acestuia la constituirea garanției în contul numărul 6 din 6-4-2022. Primarul Comunei Bârsănești propune, se aprobă Articolul 1. Se aprobă încheierea unui contract de asistență juridică în valoare de 2000 de lei pentru reprezentarea intereselor UAT Bârsănești în proces cu SCG Aflor Pres SRL pentru obligarea acestuia la constituirea garanției în contul de execuție. Articolul 2. Prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către autoritatea executivă a comunei prin compartimentul financiar contabilitate și va fi comunicată primarul Comunei Bârsănești, instituție prefectului județului Bacău și va fi publicată prin afișare în condițiile legii. Este vorba despre firma SCG Aflor care a executat centrul de tineret, care au avut asigurare la SC Insurance, așa, și acesta a dat faliment și constructorul nu vrea să deschidă un cont de garanție de bună execuție. Să-l redeschidă. A fost votul HG47 din 2021-2022, care i-a prelungit perioada de valabilitate a poliței cu 150 de zile, după care constructorul ar fi trebuit să refacă polița de asigurare pentru garanția de bună execuție a lucrării. Dumnealui a refuzat să facă lucrul ăsta, iar noi suntem forțați de lege să îl somăm și să mergem în instanță pentru a recupera prejudiciul creat prin neducerea în deplinire a sarcinii care revenea. Nici o firmă de asigurare nu îi face altă asigurare dacă o a avut la City Insurance. Doamna Asimăriu? Cu City Insurance mi se pare că au avut o perioadă până în luna a șaptea și ei erau obligați, deci toate asigurările au fost valabile până în luna a șaptea, dacă nu mă înșel. După aia erau obligați să-și facă în altă parte asigurări.
Deci era obligația lui. Dar acum, în instanță, nouă ne trebuie bani pentru să punem avocat? Sau... A, păi acolo văd că de jurist. Păi da, să punem avocat pentru a nu se lucru. Corect. Bun. Și încă o altă întrebare. Școala. O avem în inventarul nostru sau nu, acum? Căminul de la Vale, de la... Că de la el, despre el e vorba. Da. O avem în inventarul nostru? Da. Păi tocmai de asta, aici vroiam să ajung. Stați așa o secundă. Stați așa o secundă. Domnul viceprimar, o secundă. Deci s-a discutat hotărârea, deci s-a adus la cunoștință că pe data de 10-a 3-a, nu? Ce am lăsat? Că nu a fost atunci, Miron, spune, eu n-am fost la ședința aia, Miron a fost și spune, el a fost contra, că domnule mereu să vreți să ne băgați poduri, că atunci s-a introdus și podurile și școala și așa. Acum despre ce vorbim anume? Centrul cultural. Despre centrul cultural de la Vali, că i-a dus în inventar, i-a introdus în inventar și domnul primar... Nu i-a introdus, a fost din durea una, pentru că a fost ridicat pe amplasamentul vechi școli. Când s-a început investiția cu centrul cultural, trebuia să dovedești că o ai un inventar ca să poți să faci investiții pe terenul respectiv. Și clădire, și teren. Da. Deci de atunci, din 2016. Păi, da, eu mai am luat conștientul proces verbal de pe 14 aprilie, care s-a retras hotărârea din 10, de pe ordinea de zi. Și nu a fost discutată. Și a fost filmată ședința aia. Doamna secretară. Deci, ce a fost 10 martie din memorie? Discutăm după aceea. Mai bine. Așa. Și am înțeles că, ca să trecem, deci acolo au fost doi investitori. Deci UAT-ul și cu Galul. Cine e? Afirul. Da, da. Ei, nici oricum n-aveai cum să treci în inventar fără acordul lui Gal. Doamne. În fine, le discutăm după aia, da? Vreau să zic că garanția de bună execuție e cu un acord să varsă cota într-un cont bancar. Păi da, păi da. Că nu mai e să vă zic, dacă a fost să faci o poliție de asigurare, care îți asigură garanția de bună execuție. Nu mai era modelul ăla, pentru că și a fost surpriză chestia asta. Nici eu nu știam asta când. Dar modificarea legală a spus clar că se poate înlocui garanția de bună execuție. Doar proiectele care au în mod expres trecută garanții, depunere de garanție de bună execuție, trebuie să faci depunerea ălea. Cum e proiectul la gaze, alea sunt proiecte care nu se fac fără depunere de garanție. Dar lucrările și alte tipuri de achiziții, când sunt implicați agenți economici, pot să facă poți de asigurare pentru asigurarea garanției de bună execuție. De cât era sumă? Așa se spune. Cât era sumă? Înseamnă că procedura mai vechi era mai sănătoasă. Păi eu mai spus așa, că eu dacă eram, în locul primarului zicea, băi, eu cunosc numai BCR, Banca Transilvania, Raiffeisenul și cu Banca Comercială. Nu mă duc tu la toate până rândurile. City Insurance cu... Acum ăla... Ăla o pierdut. Și dumneavoastră a văzut că sunt multe asigurări. Nu, constructorul în momentul în care are garanții de bună execuție. Păi da, da. Se depunea banii în cont. Păi da, dar din caz de, în timpul contractului, și avea garanția 5 ani să întâmpla ceva, el trebuia din banii aia să vină să facă, să refacă tot ce trebuia refăcut. Da. Așa el și-a luat mâna și vine poliția și plătește pentru el. De asta. Și el avea... Pe aceeași perioadă. Păi da, dar oricum și poliția de la Institutul și e asigurată de BA, biroul autorității, nu știu cum. Ei, nu știu acum cum o să iasă că... Poftim? În momentul ăla avea sarcină dublă. El trebuia să lucrurile și garanția. Și trebuia să facă și lucrarea o mare parte, cum s-a întâmplat cu domnul de la Caracol, când Paco a făcut, a depus și garanție câteva miliarde de bună execuție și a făcut și lucrarea pe banii lui până când și-a recuperat de la OATM Zărești și Guvernul României după 10 ani de zile. Deci presiunea costurilor, puțin asta s-a recurs la o măsură care să protejeze și constructorul și să fie și beneficiarul asigurat. Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Domnul Bertu are abține. Bun, trecem la punctul numărul 5. Domnul viceprimar, să ia cuvântul și să... Eu am pregătit o notă de informare prin care cetățenii comuni să fie informați corect și onest despre ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă la nivelul OAT Bârșănești, vis-a-vis de mai multe categorii
de activități pe care noi le-am avut. O să încep cu punctul numărul 1, drumul. A fost finalizată lucrarea finanțată prin programul național PNDR, modernizarea drumurilor locale în comuna Bârțăneni, județul Bacău, ce a cuprins 4 drumuri locale în satul Caracău și 4 drumuri locale în satul Bârțănești, cu o lungime totală de 2,86 km și două poduri, unul de 12 metri liniar și altul de 16 metri liniar. 2. A fost executată lucrarea de drum spre Mănăstirea Caracău, urmând ca în perioada următoare să fie făcută recepția finală a lucrării. 3. Au fost executate lucrări de balastare pe drumurile locale din satele Albele, Caracău, Brătești și Bârsănești. Au fost depuse pentru finanțare proiecte pentru 3 drumuri locale. Drum local DC154 Bârsănești-Albele, strada Mihai Eminescu, sat Caracău, strada Zlatinei, sat Caracău, pe programul național Angel Sanin. După evaluarea acestora, două dintre ele au fost prinse la finanțare, DC154 Albele, Bârsănești-Albele și strada Mihai Eminescu, sat Caracău. Valoarea de investiție pe care o va avea aceste două lucrări se duce la suma de 3 milioane de euro. Bani pe care bugetul Comunei Bârsănești nu i-ar fi avut disponibil niciodată, poate. Așa că pentru oamenii din satele Albele și Caracău este o mare mulțumire și nu numai a lor, ci și efortul nostru făcut al meu, al domnului primar și al echipei de lucru, împreună cu Consiliul care ne-a susținut pentru hotărârea de Consiliu pentru aceste proiecte, a fost de mare valoare și satisfacția noastră este una pe măsura realizării. Apă și canalizare. Pentru introducerea alimentării cu apă, OAT Bârsănești este prins în proiectul de infrastructură mare al județului Bacău, ca membru al ADIP. În momentul de față, OAT Bârsănești a achiziționat lotul care urmează a fi amplasat de bazinele depozitare și stația de tratare a apei. Comuna Bârsănești se află în primul lot de OAT-uri, ce a fost scos la licitație pentru executarea lucrării de adopțiune a apei potabile. A fost emis avizul primarului necesare liberării certificatului de urbanism pentru amplasarea conductei de aducțiune de la Cărăboaia, ce va alimenta depozitele de la Bârsănești și Livezi. Pentru proiectul de canalizare pentru satul Bârsănești, se lucrează la studiul de vizabilitate. În acest moment se fac demersuri pentru achiziția terenului, pe care urmează să fie amplasată stația de epurare în zona de confluență a râului Bârsănești cu râul Taslău, urmând ca acesta să fie depus pe finanțare printr-un program gestionat de către APM. Gaze. A fost elaborat studiul de fezabilitate și depusă cererea de finanțare prin programul Angel Sanin. A fost achiziționat terenul pe care urmează a fi amplasată stația de depresare de tip SRM în zona de imediată vecinătate a conductei magistrale. În acest moment, proiectele sunt încă în faza de evaluare la Ministerul Dezvoltării și Lucrărilor Publice. La nivel local, suntem în faza de demarare a procedurii de licitație pentru concesionare în vederea proiectării și execuției lucrării de introducere gaze naturale în Comuna Bârsănești, conform reglementărilor legale prevăzute de Legea Gazelor și Ordinelor ANRE. PNRR. Au fost aprobate HL-uri privind depunerea spre finanțare pe măsura 10 din program a două proiecte, unul pentru stații de încărcare electrice, una la Bârsănești și alta la Caraclău, și un proiect pentru două piste de biciclete cu o lungime de 1,1 km. Cererile de finanțare fiind depuse de către o firmă de consultanță. Suntem în discuții cu o firmă de consultanță în vederea asigurării unei independențe energetice la nivelul OAT Bârsănești prin montarea de panouri fotovoltaice, investiție susținută prin finanțare oferită de acest program. Sport, cultură și învățământ. A fost aprobată HL-ul privind achiziția de aparatură electronică pentru dotarea școlii de centru Bârsănești în vederea susținerii cursurilor online. Astfel au fost achiziționate laptopuri, table interactive, videoproiectoare de către OAT Bârsănești și predate printr-un protocol de predare către școala gimnazială numărul 1 Bârsănești. Acestea au fost montate în 6 stele de clasă și utilizate cu succes de către elevi, învățători și profesori și la orele cu prezență fizică a elevilor. Au fost finalizate lucrările la Centrul Cultural de Tineret din satul Bârsănești, urmând ca în perioada următoare, în baza HCL aprobat, Consiliul Local să fie realizată refacerea împrejmuirii întregii suprafețe, a accesului auto și pietonal și realizarea spațiilor de parcare și amenajare peisagistică. A fost reamenajată platforma de joc a terenului de sport din satul Caracău, punctul Beverița, se lucrează la refacerea împrejmuirii, urmând ca în luna septembrie să fie efectuată semănarea platformei de joc cu semințe de gazon. Activități interne. Începând cu luna februarie a acestui an, a devenit operativ sistemul de plăți online al taxelor și impozitelor locale pus la dispoziția cetățenilor comunei prin programul iseor.ro.
A fost implementat sistemul de colectare selectivă a deșeurilor de plastic pentru carton și plastic, carton și sticlă, prin punerea în dispoziția cetățenilor a unui sac special pentru depozitarea acestuia, ajungându-se în acest moment la o cantitate de 2,5-3 tone de acest tip de deșeuri colectate de către operatorul de salubritate în fiecare lună. Au fost implicări în toate tipurile de activități specifice administrației locale, încasări de taxe și impozite locale, recuperări de debite restante, eliberări de documente ce țin de rol rău și registrul agricol, eliberări de adimenții de rol și activități de secretariat. Acestea sunt o parte din activitățile specifice lucrului administrației care au fost posibile prin munca de echipă a personalului din aparatul primarului, cu sprijinul Consiliului Local, prin adoptarea de HCL-uri atunci când a fost nevoie de acestea. Mulțumim pe această cale tuturor și ne dorim ca această informare corectă și onestă asupra stării lucrurilor ce se întâmplă în comuna noastră să o putem face periodic, conform prevederilor legale, pentru ca cetățenii comunei să fie bine informați. Vă mulțumesc! Discuție, domnul Maximul? Da. Vreau să vă aduc la cunoștință domnul Ani Claudiu. Vă aduc certificat de analiză de la Ciujmeaua Ursului. Și vedeți cam ce... Și în 2008, când s-a aderat la rahatul ăsta de fundații cu Adib, că altceva nu poți să-i spui. Deci, da, analizați rezultatele. Deci ăsta e luat săptămâna trecută, duminică, și-i făcut acum analiza la apă. Și nu este apă. Nu este apă toată comuna. Izvoare sunt pe Brătești cât lumea. Nu există apă. Trebuie Adib, domne, ca să plătești taxă de 90 de milioane pe an. Exact. Și rezervoarele probabil că sunt transparente. Eu nu le-am văzut unii rezervoarele, le-a pus, nu-mi dau seama. La Casian, acolo, e Luțărnă, la ora actuală. Vreau să spun un lucru. Da. Unii vă confundă chestiile în mod exact. Flagrant. A face calitatea unei ape pe care... Comparată cu nivelul de unui studiu geologic care spune dacă există o cantitate de apă pe care tu să mizești, să contezi atunci când faci o investiție. A spune că apa aceea este bună, este un lucru normal și firesc. Dacă este bun, la contestat din urmă, că nu este. Domnul, eu am vrut pentru că ați dumneavoastră. Lăsați-mă să spun ce e vorba și numai păcăriți oameni cu chestii care sunt în altă direcție. Deci pentru ca noi să putem face o investiție de genul ăsta, avem nevoie de un studiu geologic care să ne spună că rezerva de apă pe care acel studiu îl depistează acolo este una care să asigure viabilitatea și funcționarea distribuției cu apă a unui anumit număr de cetățeni o perioadă îndelungată, de minim ani de zile. Și nu poți să spui că făcând analiza apei este egal cu a face un studiu de geologic care să spună care este rezerva de apă de acolo pe care noi o putem utiliza. Bun. Nu vedeți și, uite, Bălăneasa, la Alivezi, acolo, n-ați văzut, nu au nici apă, au făcut niște puțuri de adâncimi, trage la deal într-un rezervor, nu mai au apă nici acolo. Deci, Drăgugeștiul, care trage la Delen, nu au apă, nu. Da, nici asta. Dar dacă era, nu? E simplu ca bună ziua, dacă era apă în puțuri și în astea, curgea și curul ăsta vezi. Tocmai de aia, cei care se ocupă de poim au renunțat la ideea puțurilor furate la Tazlou și au zis să facem conectarea la Cărăboaia pentru o alimentare cu o rezervă consistentă care să ne asigure fiabilitate. Nu mai poți să faci investiția decât doar plecând de la rezerva de apă. Tot ce înseamnă distribuție pleacă de la rezervă. Dacă tu la rezervă, toate investițiile pleacă de acolo. Acolo cu pompe, acolo cu stații de clorinare, acolo cu stații de pompare. Și dacă nu ai rezerva, ce ai făcut? Investiția aia o plătesc eu și poate noi consiliu dacă am greșit, nu? Cine și-a sumat semnarea răspundere? Sau cine face lucruri pe povești, cum spuneți asta? Poveștile sunt pentru adunii copii, nu pentru noi facem lucruri adevărate, nu povești acasă. Te-ai interesat în are apă? Când îi dă numai vinere apă și ajunge apă numai la primele case. Lăsați, domnul Bănar. Informează-te și nu duce-ne doar. Și ca să știi, că acolo s-a făcut testare în 2005 sau în 1994. Când era domnul Comar, s-a făcut studiu geologic. Când era... Care spune că rezerva de apă este insuficient. Da, când era RAP-ul, s-a dorit să se tragă apă. Când a fost Comar, a fost nici că a făcut. S-a făcut și lucrare. Și nu s-a găsit candidată de apă necesară. Dar ați văzut care forează la 100 de metri, dă de apă sărată și chiar la Onești. O dă de apă sărată. Uite, cumulatul lui a săpat la 110 metri. Deci, numai la un izvor... Deci, 18 litri într-un minut jumate. Deci, la un izvor. Și mai sunt izvoare pe acolo. Vă spun eu. Deci, numai la un izvor. Este vorba despre... Hai să
necesitatea construirii unui teren de sport, că domnul Auxinoi a făcut o cerere la Jefir Bacău și mi s-a comunicat lungimile, lățimile la un teren de sport. Da, eu aici am, fiindcă m-am ocupat atâția ani și am fost și în comisiile astea, nu-s date toate datele. Aici e dată suprafață doar de joc, dar din marginea terenului, de la linia de tușă până în gard, nu-s date dimensiune, de exemplu, încă 3 metri trebuie să fie. Deci el în 95, 101... 105 metri, scrie. Da, de la 95 la 100. Asta e proporțional cu lungimea și cu lățimea. Deci nu-s date toate datele aici. Deci nu-i corect. Păi nu-s date toate datele. Eu am documentele acasă de când eram eu și le-am toate. Domnul, deci eu am făcut adresa asta, acum are ce? Înseamnă că ăia... Ești tu de vină. Păi ăia sunt nepricepuți acolo la JF, nu? Ce-o trebuie, știu eu cine e acolo. Dar nu contează că știți, eu v-am spus. Vreți să vă spun o chestie? Tot omitim cu terenul. Terenul este trecut în inventarul comunii, corect? Bun. Când ați preluat inventarul, l-ați preluat, pe mine nu mă interesează. În inventar eu am o parte din inventar care mi l-ați dat la solicitarea mea, eu l-am. Deci acolo figurează că este teren de fotbal. La ora actuală nu e nimic, pur și simplu. Deci nu e nimic. Nu știu, au ajuns, cum au ajuns mormani de pământ acolo, e problema lor. Să discurci cine l-a pus acolo. Eu nu. La care plasament de teren? Poftim? Terenul de la Arad. Așa, ca să știi ce scrie. Problema este că au fost cadastre, acum am făcut alimpire la acestor terenul ca să poate să corespundă suprafeței de joc. Păi alimpirea e făcută de luna trecută, de luna 2 luni, mi se pare, nu? Nu, domnule, trebuie să-mi iasă zilele astea. Păi la doamna... Doamna Samuil, doamna notară, Ana Samuil. Da. După ce iasă... Problema este să pun discuții mereu cu banii fiecare an, domnule, 900 de milioane pentru ăla, 100 de milioane și tot așa. Și la urmă au numai niște șterele. Ăla e invertat, dar... Apar că e degenerată de la urmă, n-ai, asta e greaba. Ce nu fi trăcat, Dumnezeu știe. N-ar trebui să facă închete dacă o să facă ceva sau nu. Nu-i porc, nu-i gar, nu-i nimic. Dacă nu mai sunt discuții, trecem la 6 sau 7, diverse. Cine să scrie? Petcu, domnul Auxinoiu. Altcineva? Începem cu domnul Petru. La drumul ăsta care spuneți că e prins la asfaltare și în inventarul domeniului public, el pleacă de la limita comunalii Vieți și până la domnul Cojocaru Vasile din Glodos. Și înseamnă că se pierde vreo 300 de metri de asfalt dacă spuneți că se pleacă de la Valea Lupului. Nu? Deci, la intersecție. Păi da. La intersecție. Păi da. Păi nu, pe inventarul domeniu public, drumul ăsta pleacă de la limita cu Liviezul. Deci e 154. Este podul până la lucrul de limita administrativă. Da. Așa scrie și în inventarul domeniu public. Deci nu este corect, pentru că ăla este parte a Rosiva, care face obiectul transferul de la Rosiva către păi înseamnă că drumul comunal... Este 104, asta are un număr de registru, da. De registru Romsiva, da, care e 119 sau 119. După registru de la Romsiva, am văzut. Da. Înseamnă că drumul comunal, care spuneți, pleacă dintr-un drum sătiesc. Și asta nu se poate, deci. Un drum comunal se plece dintr-un drum sătiesc. Ălalt rămâne drum sătiesc în sat și ăsta e comunal. Ăla este corect. Când se va schimba nomenclatura lui și când va fi repotezat cu noua nomenclatură după transferul prin HG, el va avea un număr, un DC, 154A, sau cum îl va denumi cel care va emite ordonanța de guvern. Cum este așa? Dar o să vă obligiți să faceți platformă betonată, să puniți containerele principale, alea mari. Vă menționeți punctul de vedere de mandatul trecut că trebuie firmă să facă, că așa era domnul Vici, fost, că nu, domnule, trebuie să facă o firmă de vizită. Eu văd că a fost pe domnul Vici cu oamenii,
o pus acolo și o turnat și și o ieșit bine, ci. Nu face cu pie. Păi, dacă le avem buget și putem permite, așa v-ați exprimat mandatul trecut, cu nu-ți poate, că vom trebui unde vin, lucrăști, mă faci cu ajutinii. Dar bine, putem să facem devizul și să facem cu persoana proprie, da, proprie, da, proprie, da, proprie, da, persoana nouă, la gospodărie. Da. Deci asta e problema, dar... Având problema este... Să poate, deci, da. Un nou... O, un bătrat în dreptul de pietura forțată, nu e... Nu, au ieșit totul de bine. Da, e bine. Problema este că... Trebuie fierbă... Dacă românii să se conecteze din poartă în poartă cu noi reciclat, nu o să mai se vreo perioadă de timp. A, eu n-am văzut ce să facă, să facem o pregurie, e așa. Nu, asta este previziunea ta. Romprezul să facă colectare selectivă, pe lângă colectarea de municipale, să faci colectarea de selectivă, să nu mai facem noi colectarea cu mașinile primăriei și să-l aducem în depozit, să le ai direct de la cetățean. Domnul Avea, cum aveți ceva? Domnul Maxime? Da, legătura am văzut la Caraclou, lucrarea acolo pe straja, nu? Cam așa ceva, nu? Da. Ce-i cu lucrarea acolo? Eu n-am auzit de ea până acum. Păi cum s-a făcut? Pe ce s-a făcut? În consiliul local eu n-am auzit de ceva. A fost o comisare de urgență. Acum păi bun. Avem toate avizele de la... Da, sunt toate avizele. Sunt toate avizele. Dar s-a făcut? Da. Deci avem toate avizele pe trebuie să acolo. Sunt urgați cu comisare de urgență. Da, sunt foarte bine. Eu am făcut o solicitare, doamnă, trebuie să răspund eu. Da, da. Altcineva? Voi sunteți foarte bun la demolat, a făcut ceva. Păi la demolat, domnul Vici, nu se mai uitați, face. Uitați că oamenii au nevoie de lucru, domnule. Păi asta fi cu urmii, domnul, nu se oamenii au nevoie de lucru pe care ești le folosesc. Ești contra, ești așa. Puntea aceea o folosesc cu oamenii, da? Și dumneata le vrei să o strigi, da? Eu nu, o să spun oamenii că trebuie să strigi puntea și toate ce multe altele. Bună venită! Să-ți mulțumească oamenii dumneata că vrei să strigi tot ce facem noi în comuna asta. Atât de bun puntea aia a fost făcută, domnul Axel. Domnul primar, eu vă întreba. Eu am făcut, eu am făcut revizia, domnul secretar. Trebuie să răspund în 30 zile, corect sau nu? Da. Bun. Eu până sâmbătă eu n-am auzit nimic de lucrarea asta. De ce spun drept? Nu știu cum a fost finanțată, cum s-a făcut. Dacă vine la ședința, nu da? Da? Eu am făcut solicitare, mi-i trebuie să răspund în 30 zile. Dacă vine la ședința, nu. Domnul primar, vă schimbați la ședință.